Bă, bună, dar mânața industrie, că nu se poate, a venit moldoveanca, trebuie să vină moldoveanca. Când te adresezi cum la moldoveancă, înțelegi? Da? Eu acum vorbesc cu persoanele care să creez sadice și care cred că dacă vine o pulă și dă niște bani, aruncă în ea niște bani, este automat o autoritate. Tu nu ești o autoritate. Tu nu ai cum să fii o autoritate în fața niciunei alte femei din industria asta. Înțelegi? Că noi nu ne tragem de șireturi. Eu cu șireturile eventual îmi leg anumite, dar mi-au zis mie niște băieții cu Asperger că pot să-mi schimb șireturile alea și ai noroc. Mai noroc că poate pe stradă nu folosești șireturile să te leg. Să te explic cum trebuie să te comporți când vii pe... Voi n-aveți această... voi e cu hai? Ia uzi bre! Te-ai mutat din englez la gură? Hă, cai, îi spui la curva ta. Înțelegi? Hai, tu nu îi spui nii. Că eu sunt moldovancă. Nu vrei să-mi zici bună dimineața? Dar e în regulă. Stochit armâțele. E bun și așa. N-are neca. Dacă trebuie să ne tragem, că noi nu vorbim de la egal la egal cu șireturi de genul ăsta. Că noi nu vorbim așa. Noi nu avem și să vorbim așa. Înțelegi? Eu te-am întrebat frumos și mai doresc pulii tale proastic. Nu te-am întrebat și vrei tu. Înțelegi? Că cum îți merge ții în ziua de zi cu zi, câte puli ai, câte curvi ai, câte puli proaste vin la tine și se cred curvi. Tu crezi că toate persoanele de pitiera care vin la tine și arunci bani sunt curvi? Vei, și e o pulă proastă. E o pulă proastă și atât. Dacă măta nu ți-o zis niciodată până acum, ai că vine Moldova și-ți spune. Bărbații s-au născut prostuți, iar unul dintre ei deșit să rămână prostuți. Și toate ghinii, dacă sunt prostuți, când vor să-i orgasmeze, o lecuță de adrenalină, o lecuță de alți hormoni a fericirii, că nu știu când e acum, s-au dus tot fericirea mea. Și să fac ca memoria mea că s-a autistă. Fii atentă. La mine nu vorbești așa când te murdărești. Vorbești frumos, ești româncă, te adresezi românești. A, mățile mele fac treaba. Rearanjează balconul. Nu mi-a aranjat cum trebuie și să vin să le aranjeze și să facem. Asta este. Nu te baga în natură, nu intervenim, nici fericirii, tipitea. Bun. Doi la mână. Răspuns la întrebarea care ți-a fost pus de către femeia aceea. Tu la întrebarea la care ți-a pus femeia aceea, odată la mână, că eu sunt mai bătrână ca tine, din punct de vedere al experienței. Doi la mână, că nu ne tragem de șireturi. Trei la mână, sunt industria asta de mai mult timp. Și n-aș fi venit să-ți spun toate este. Dar și dacă mâine vine una și se bacă în industria asta și e zis și ai nevoie de pentru pulile tale proastii. Dacă tu ai nevoie pentru pulile tale proastii, înțelegi? Care ți-o venit să ia acolo. Trebuie să aduci aminte așa. Nici tu și nici pulile tale proastii nu le-o dat din mâncare la cochinii. Doi. Doi. Țin minte. Doi. Tu, cu pulile tale proastii și cu acele pe care le numești tu curvii, și dracu mai faceți voi acolo, că nu mă interesează, e treaba ta, cum îți faci tu banii, poți să-și stugi pula, poți să o bagi tăti găurile, că nu mă interesează, nu-i treaba mea, nu-i treaba mea. Nu-i treaba mea, eu am învățat un lucru foarte esențial, da? Așa? Că nu-i treaba mea. Nici tu, nici alții de acolo nu ridică nici moldoveni. Nu ne ridică. Nu ne dă nici mâncare. De o viață în țara voastră de căcat, ori venit marii voștri nulități și canalii și șefii voștri la studiourile voastre de căcat. Înțelegi? Așa. Da. Și s-au dus la moldovenii nii dincolo de Prut, nu din stânga, din dreapta Nistrului. A Prutului, pardon.
s-a dus cu cu un kilogram de zahăr, cu un kilogram de ulei și un kilogram de făină, ca să cumpere votul. Înțelegi? Da. Și nu vine nimeni pe contul meu să-mi zic că și trebuie să fac. Tu, când te întreabă cineva, indiferent și te întreabă cineva, tu răspunzi la întrebarea respectivă. Nu cu o altă întrebare, că îți fut una prin calculator și, și în momentul ăsta sunt ies sentimente și complimente, ies sentimente și complimente din tastatură. Îți ies așa și mergi, puuuuuc! Sentimente și complimente prin tastatură, zboară tastaturile prin studio. Se întâmplă niște evenimente. Da? Trei la mână. Nu-ți datorează nimeni nici fel de explicații. Nu ești nici șefa mea, nici ea care duci și mă plătești pe mine. Da? Nu ne dai nici de mâncare. Nimic. Nu trebuie nimic. Permanent, dacă vrei, să-mi zici că eu fac permanent. Cum să nu? Și cum să nu? Eu ți-am zis frumos că eu mă pricep, eu extraordinar la făcut permanent. Să-l trimis pe șeful tău sau pe șefa ta la mini. O trimiți la mini. Să avem o discuție, să-i dau eu ceva permanent. Asta numai dacă vrei tu să ieși carne de tun ca să simți și pot eu provoca permanent. Până atunci mucles. Nici una dintre voi n-are nic, nici o autoritate în fața mea. Îți mai spun încă o dată, succes la curvi. Că până atunci ai doar puli proaste cu niște portofeli. Ai înțeles? Dacă măta, aici care stau în, nu s-o zis până acum, e ca și curvă, trebuie și deșteaptă. Nu orice pulă proastă care vine și îți cere un serviciu, este curvă. Înțelegi? Nu orice pulă proastă, repetă. Fă-ți zicală undeva pe la tine acolo. Este trainer la voi la studio, să faci trainerești, spune așa. Nu orice pulă proastă este și curvă masculină. Nu orice pulă proastă este curvă masculină. Hai! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, hai! Valea de pe contul meu!